De ce ți-ai depune banii pe care îi ai în plus la bancă? De unde scoți mai puțin bani decât depui? Din cauza inflației, în loc să cauți alternative mai puțin perdante. Românii au păreri împărțite când vine vorba de propriile economii, de păstrarea banilor la saltea sau într-un cont bancar. Din cauza scumpirilor din ultima vreme, românilor le este din ce în ce mai dificil să stabilească o sumă fixă de bani pentru economii. Astfel, mai mult de o treime din ei consideră că e nevoie de o sumă mai mare de bani pentru un cont la bancă. Cei mai mulți dintre români consideră că băncile nu sunt de încredere. Aveți încredere în bănci? În bănci? Păi dacă n-am nimic în bănci, scuze, am încredere, dar n-am încredere nici așa. Pentru că ea fură mult mai mult. Da. Dacă aș avea niște bani, nu i-aș pune. I-aș da la un om sărac. Și la saltea n-avem și la bancă nu suntem siguri de ei. Deci nu aveți încredere în bănci? Nu. Îmi pare rău. Pe de altă parte, la polul opus se află categoria de români care preferă să-și păstreze banii într-un depozit bancar. Păi este teamă că vine o criză economică. Păi semne ar fi. Eu știu ce să zic. Nu suntem economiști să punem diagnostic, dar sunt semne evidente. Potrivit unui studiu, aproximativ 2% dintre ei nu reușesc să economisească, iar 50% vor să minimalizeze plățile cash. Acest studiu prezintă cum gestionează românii economiile și cum aleg ei să le investească acum în pragul unei posibile crize economice la nivel național.